considerat de mulți cel mai bun jucător din lotul Farului în acest sezon, Denis Alibek a trăit la intensitate maximă partida cu FCSB. Din păcate pentru el, din cauza cartonașului roșu primit în partida precedentă cu Universitatea Craiova, atacantul nu și-a putut ajuta colegii din teren, însă a trăit alături de ei fiecare secundă a meciului. E un vis devenit realitate. Cred că Constanța avea nevoie de acest lucru și acum așteptăm să vină cât mai multă lume alături de sport, de fotbal, și am demonstrat că se poate să fii campion. Mă bucur, le mulțumesc. Eu pe unde am fost mereu am dat totul pe teren, mai ales acum că sunt acasă, încerc să fac tot posibilul să câștig meciurile și să-mi ajute echipa. Sper ca și orașul Constanța să aprecieze ce a făcut domnul Hagi, ce am făcut toți, și să fie alături de el, pentru că știe ce face. Și dacă o să fie acest oraș alături de el, va realiza lucruri extrem de mari. Nu știu, să vedem, poate mă vine domnul Hagi, nu știu, să vedem. Vedem acum după campionat, vom discuta și vedem ce va fi. Denis Alibek a revenit la echipă în vara anului trecut, iar în acest sezon a înscris 14 goluri, fiind cel mai bun marcator al lui Gheorghe Hagi.